Tot la ce întrebase colega voastră cu cum se umple, se face o scară plină de beton, se începe de la o scară obișnuită și se transformă în 3D și apoi se umple triunghiul respectiv. Adică o să zic scară dreaptă. Desenez cumva forma de scară, înălțime. În fine, să zicem că o facem mai micuță, 0,5. Trei trepte. Ok, la proprietăți o să-i bifez rampă mijloc. Scoatem treptele. În fine, deci dacă ar trebui umplută treaba asta ca să facem toată ca un bloc monolit de beton, se face în felul următor. Pot să o disociez în 3D dacă doresc, dacă nu e nicio problemă. În principiu trebuie să-i desenez o suprafață 3D, pe care o să o desenez cu funcția suprafață poligonală 3D. Aici merg pe verticală până când o să îmi indice o intersecție. Deci îmi zice indicare direcție Z verticală cu indicare la 90 de grade cu acesta. N-am făcut altceva decât să fac aici un mic triunghi care e cam alb, de aia nu se vede. După care dau extrudare la această față până eventual revin în plan, până în latura asta, ca să se vadă ceva în treaba asta. Am să pun o textură de beton. Nu știu ce funcție era activată așa. Și acum e scara umplută. E ok? Că asta era întrebarea, nu? Deci el dacă e corp 3D unit sau nu cu scara nu prea are importanță. Puteți scoateți cantități și pe corpuri 3D și pe corpuri de arhitectură. Iar la armare iar n-ar fi nicio problemă dacă știi că e, să zic, secțiunea de beton armat. Iar dacă aș face o secțiune prin scara asta, o să vadă că e cum am desenat-o. Pot să am o liniuță doar dacă aș avea ceva diferit de beton atribuit. Deci aici arată ca și cum e dintr-o bucată. Bun, haideți să facem o scară tipică de bloc. Cum o să aveți de făcut la civile? Este anul 3, nu? Și scara face parte din proiectul ăsta de civile 2, parcă. În afară de șarpantă o să aveți și o scară. Nu v-a dat o foaie cu ce o să face? Uite, ei a dat. Dar ei la civile. Aici e nou, la aici e fac că-ți arăți cu... Aveți lift. Ok. Scările? Am înțeles. Și ați armat o scară? Doar desenat o secțiune prin ea sau elevație? Doar un plan? Păi la partiu ce ați făcut? Că l-ați primit și l-ați modificat după date de temă sau? Păi și cum l-ați primit? În DVG sau? Așa. Bine, mi-a dat un model. Era tot la Iurea. Păi mereu toate să iure ale ei. Da. Ei zic că le dau intenționat, dar de fapt nu poate să le facă bine. Ok. La centuri și stâlpișori, nu? E un detaliu de armoare. N-ați avut extras sau... Gândiți-vă niște punctulețe și le tri. Ok, bine.
Iar scara doar în plan desenată, nu? Bine, atunci o să-ți fie util și ție asta. Doar celor la civil. Ok. O să zicem scară cu podest la jumătate. O să o desenez așa, mai ochiometric. În mod normal v-am arătat. Desenați pe tema de arhitectură, că știe arhitectul exact ce dimensiuni trebuie pe aici. Ok. O să merg cât ochiul ăsta. Dau înălțimea. Înălțimea era bine să o fi măsurat. Să zicem 2,85. Mai modificăm, nu mai știu ce înălțime avea. Număr de trept. Caut o valoare. În general, arhitectul o dă, dar aici o să o încerc eu să o licesc. Între 17 și 18. În mod normal e cam 17,5 treapta de urmă. Înălțimea contratreptei. Eu zic 16, să fie mai sportiv. Da, ok. Aici mai pot controla câte trepte superioare, câte trepte inferioare, dar îți vedeți că în general ies cam cum a vrut arhitectul. Și mai avem la tip podest, dacă să fie la același nivel podestul, sau să facă parte din altă, din următoarea treaptă. Asta la fel, o stabilește arhitectul, voi doar o alegeți de aici ce a stabilit arhitectul. A, în fine, să zic așa. Și la proprietăți, o să zic rampă în mijloc, 15, și aici niciun offset, îi dau OK. OK. Cam atât. Erau alte cote. Pot să o adaptez. Deci ea începe de la... De fapt, o să o mut la etaj ca să am și placă, să vedeți exact cum se ancorează. Că aici n-am mai... Sau activez subsolul, să vedeți de unde pleacă. Dar în orice caz, scara noastră o să plece de la -0,05 și urcă până în 4,55. Așa, minus 0,05, 4,55. Acum e ceva mai bine. Bun, ce vezi cu albastru e finisajul pe care îl voi dezactiva. Bun, la construcția scării v-am mai arătat. Nu-mi place cum face programul podestul, că îl face imens. Soluția este să scoatem asta, să-l transformăm în 3D și de acolo le ajustăm cum am nevoie. Adică o să-i zic așa, convexii elemente din element de arhitectură în 3D și fac un filtru doar pe scară. Și acum podestul e doar un corp 3D pe care eu îl pot edita cum am nevoie. Pot, de exemplu, ca să-l fac foarte ușor, să-l cobor mai jos cu o anumită distanță, zic cu 0,5. Îl reglez cât am nevoie. Deci el acum are valoarea asta și zicem că îl vreau tot de 15. Îi dau modificare puncte în sus cu valoarea pe care o are minus, valoarea care îmi trebuie mie. E de 15 și acum îl mut cu 0,5 la loc. Sigur, mai trebuie o treaptă în completare, că nu ajung la el. Și o să zic copiere. Copiez treapta asta. O apuc de aici, o duc aici. Și acum o să iasă corect. Ceva în genul ăsta trebuie să cofreze scara.
Iar aici se cam vede că e cam chinuit, nu o să stea așa, ci o să mai pun o centură. Deci mai extrudez asta aici și mai așezăm o centură. Pot și pe desen de placă să fac locul ăsta și centura asta o să o desenez în cote absolute ca să nu mă chinui. Coordonată Z este asta, am copiat-o. Și o să desenez centura cu funcția grindă. Zic grindă, proprietăți, cotă superioară o dictez absolut, deci a lor cotă de nivel și în jos, dacă centura aș face de 25, mai pun 0, o completare a plăcii, care este deja de 15. Ok, desenez grinda. Atunci aici este ca o centură. Sigur, pot să fac cât stâlp. Și modificare puncte folosesc acum. Deci aici am mai înglobat o centură. Ok. Acum o să facem armarea scării. Dar pentru asta vreau să activez și subsolul, ca să se vadă placa de la subsol. Cum se face armarea plăci? Bine, subsolul fără toate prostiile astea. O să zic plan armare scară. Creare secțiune, mă uit din dreapta. Asta e o rampă și o izolez după ce o poziționez și mai fac o secțiune. Eu pot să fac și o secțiune completă, dar nu prea mă ajută, deci puteam să trec și cu ambele, dar ele sunt cumva rampe diferite. Am, cred că stăpâniți vederile asociative, deci pot să fac și o secțiune pe aici, prin dreapta, și să trec de aici până în spate. Și atunci văd scara de sus până jos, dar nu mă avantajează abordarea asta, de ce? Că am de scos barele din scara jos. Și dacă le scot aici, mă încurcă, revin peste rampa cealaltă. Deci vă recomand să detaliez ca pe câte o rampă. Bun. Deci n-a făcut nimeni armare de scară, nu aveți idee. O să facă la civile, la proiectul ăsta. Și la proiectul mare de civile, ăla de anul 3. Bun, ce fac la scară? Trasez o liniuță pe elevație. Trasez și aici o liniuță. De ce? În mod normal, cum se realizează o scară? Există rampa asta de 15 cm, care să fie din beton armat. Treptele sunt de obicei din beton simplu și nu se armează. Iar eu când o să plec cu barele, trebuie cumva să merg pe lângă partea asta. Ei, văd că a rămas un colțișor. Pot să-l retrag. În fine, o să-l las așa. Deci, practic, eu am de armat rampa care nu e altceva decât o placă înclinată. În scări nu pun armături. Cum se realizează armarea acum. Țineți minte să vă fi arătat armare în grupă, în care definez mai multe forme de bare și le repartizez odată? Ok, o să vă arăt acum. Deci, care e șmecheria armării unei scări? Deci, spuneți că n-ați văzut și nu vă imaginați cum se face armarea. Bun, îți spun un picuț pe... Deci îi spun forme boare, v-am mai zis, asta nu e eroare. Atenționare să nu lăsăm vederile asociative aici, că se mișcă greu programul. Forme boare, să-i punem mai micuț, fi 10. Acopere mai micuță. Și acum încep să-mi realizez barele. Să zicem că fac prima armătură care pleacă de sus. Deci am dat un punct intermediar sus și acum merg pe direcția asta. Și pot să merg așa până în...
zona aceasta și apoi să o continui aici. Cu o grige, nu știu, la 90 de grade. Ok. Asta e o prima armătură. Marca 18. Dau escape, deci nu o să fac repartiție acum. Fac următoarea barcă. Plec de aici, mă duc aici și merg până într-o zonă. Este un fel de călăreț. Deci ar trebui un 0x3, 0x4 din lumină. Deci nu trebuie bara să chiar continuă dusă. Sau pot să o duc, de fapt nu, o să o duc pe asta atât. Ok. Dau escape, nu o repartizez nici pe asta. Mai desenez similar una în partea aceasta. Deci una care pleacă de sus și merge până în rampa asta și apoi o continui. Și pe asta eventual la fel o să o opresc mai devreme. Ok. Și acum mai vin cu armătură cu care închid restul. Închid rombul. Deci vin aici cu una, mă apropii de treaba asta, merg. O să merg continuu, mă, normal nu se merge continuu, că sus e exact ca la placă, ei zic, ei spui o bară doar de montaj. Dar eu vă recomand să duceți continuu și pe asta, că nu e mare lucru. Cu asta merg până pe fața asta și ajung aici. Asta e a treia armătură. Vă e clar că decât cum vin barele? Ideea e că pentru detaliere, da, nu-i mare lucru, faci un pic s-a înroșit, dar în auto, bine, și în auto poate fi la fel. Dar așa se armează longitudinal scara. Deci ce am făcut special față de ce armă v-am arătat până acum, este să desenez doar formele de bară. Deci asta înseamnă că nu o să le văd în 3D, fiindcă nu sunt repartizate, nu știu câte bucăți sunt. Ca să le repar, înainte să le repartizez, o să le pun într-o grupă, îi spun definire grupă, selectez elevația aceasta, 4 bare vor fi definite în grupă. Acum mai spun repartiție, ce repartizați, fac click pe armătură și acum pe plan îi spun de unde până unde. Deci repartiție în grupă, îi dau OK, zic de aici până aici. O, pot să las alinierea, înseamnă că respect acoperirile definite de mine și aici dau un pas sau un număr de bucăți, să zic pasul de 15. Îi dau OK. Mai că am greșit vederea, eram în cealaltă. O să dau un undo, nu mi-am dat seama. Deci eu îi zic repartiție. Fac click pe o armătură. Las ultima opțiune numită repartiție în grupă și fac pe această rampă. Îi dau OK la pasul de 15 și OK. Și acum avem barele longitudinale din scară. În continuare o să punem niște bare orizontale. Astea se pot pune cu cârlig sau fără cârlig, depinde cum doriți. Deci, spunem cu cârlige să fie mai interesant. Dacă vreau să pun cu cârlige, cârlige trebuie să fie în secțiunea înclinată. O să dau definire, fac click pe panta asta ca să-mi iasă o secțiune înclinată. După care zic creare secțiune. Facem aici o mică secțiune. Și aici am definesc barele. Îi spun inginerie, asta o să le pun micuțe, FI8. Asta. Aici aleg FI8. PC52, trebuie să mă gândesc la acoperire cu beton. Deci dacă am dat 0,025 la astea, eventual la astea dau mai puțin. O să dau mai puțin, din asta scad diametrul barei anterioare.
Mi-a scăzut cam mult. O să fac pe lângă asta. Deci la partea inferioară, că sus mă fură secțiunea, îmi dă impresia că e mai înaltă scara, când de fapt acolo e betonul simplu din 15. E betonul simplu din treaptă. Deci am făcut bara asta. Îi spun copiere simetrică, deci pot să fac copiere simetrică și doar la o formă de bară, deci e formă de bară când nu e repartizată, după ce o repartizez devine armătură. Definire grupă, le selectez pe toate și mă anunță că numai barele nerepartizate le pun într-o grupă, două bare, ok. Îi spun repartiție, fac clic pe această grupă, pe o bară din noua grupă, aleg repartiție în grupă. Și acum pe elevația asta îi spun de aici până aici. Ok, distanța de 15, da, ok, și le-am făcut pe toate. Deci acum o să vedeți și mai bine. Aici, în mod normal, o să mai vină armăturile din placă, nu insist acum pe astea. Ce vreau să vă arăt este cum adaptăm carcasa asta la a doua, cea de-a doua rampă. Ca să facem lucrul ăsta, în primul rând o să o salvez în bibliotecă. Mă duc în bibliotecă, proiect, training inginerie și aici pot să fac un folder. Grupă nouă, armări curente. Intru în el, inserare element, fac un filtru după calitatea oțelului. Ok. Și o arăt dintr-un punct, fără snip. Nu are scară. Deci aici este armată doar, e salvată carcasa de armătură de la prima scară și vreau să o adaptăm la cealaltă scară. O să o trag din catalog. O poziționez aici, de exemplu, și sunt niște lucruri de modificat, ce-i drept. Nu o să meargă implicit, nu e chiar la fel. Deci o să fie oricum mai puține bare și o să aibă altă orientare. Adică dacă activez și 3D-ul, îi spun cu două ferestre și o să ascund ăsta. Ați vedeți că rampa trebuie să o fac în oglindă. Ca să fac lucrul ăsta, mai creez aici o secțiune. Am făcut un shortcut pentru funcția secțiune, am dat S și... Și aici văd armătura asta care ar trebui pe partea cealaltă. Deci o să-i zic mutare, oglindire, filtru, calitate oțel, deci să-mi iau doar armăturile și ar trebui față de în mijlocul ăsta să fac o simetrizare. Bun, și să mut o leacă la interior. Zic mutare, calitate oțel. Dacă îmi fac un reper, un desen de ajutor să prind exact acoperirea cu beton, mi-e și mai facil. Aici ar trebui, de exemplu, nu se termină unde trebuie, trebuie să termină în placă. Ce o să fac? O să-i spun definire, preiau unghiul acesta, îi spunem modificare puncte, fac filtru după calitate oțel, îmi aleg și astea două bare ca să se continue. Deci am făcut un filtru să prind doar armătura și modific pe direcția armăturii. Țin pe Shift ca să fiu orto și mă duc până unde aș vrea să mă ancorez. Să zic până aici. Și atunci am adaptat a doua scară. Nu e pusă în plan unde trebuie, dar asta e cel mai ușor de reglat. Deci, dacă vreți să lucrați precis și vă recomand să lucrați precis cu acoperirile cu beton, folosiți funcția polilinii paralele în care puneți acoperirea cu beton urmărită. Deci o linie de ajutor ca să-mi duc acum armătura până în linia respectivă. Deci să nu ies din beton. Îi spun mutare, calitate oțel este un filtru pe care îl folosesc.
Mergeți punctul ăsta, merg cu ea aici. O să șterg barele nedorite cu calitate oțel, deci ștergere filtru pe calitate de oțel. Selectez așa și cred că o să am și sus de șters. Filtru. Deci fac filtru și dau orice calitate ca să fiu sigur că șterg doar armătura, nu și grinda. Și aici trebuie să mă retrag tot cu o linie ajutătoare, îmi marchez acoperirea cu beton. Modificare, puncte. Aici, desigur, lipsește o centură. Trebuie să mai fac o centură sau, dacă nu vreau centură, nu o realizez. Să vă arăt cum ați face centura, totuși. Deci, cred că am mers prea mult. Deci, dacă în vederea asta m-am extins și se vede că m-am extins prea mult, zic modificare. Puncte. Dar ce vreau să rețineți este că trecutul ăla în catalog nu am făcut-o doar întâmplător. În momentul în care duc o carcasă de armătură în catalog și o aduc înapoi, ea primește noi mărci. Altfel, riscam când trag de o bară să-mi strice și rampa cealaltă. Deja asta n-am copiat direct lângă, am trecut-o prin catalog. Dacă ar fi să desenați o grindă cu rol de centură pe bucata asta înclinată, s-ar face felul următor. Fac o linie, de fapt noi nu fac o linie 3D. Sau facem o linie 3D că e mai sigur că merge așa. De o anumită culoare ca să pot să o văd aici. De-a lungul rampei. Bine, până în punctul inferior al rampei mi-ar trebui. Așa. Bun, liniuța asta 3D o să aibă rolul de a-mi da cotă unei grinzi pe care o pun acum. Mă duc în funcția grindă. Fac o grindă care are sus. De fapt, o să-și calculeze așa față de planul superior, să fie 0,25. Iar marginea inferioară față de planul inferior, dar planul inferior îl culege din preluarea cotei inferioare a unui element. Deci dau acest buton. Și acest buton îmi permite să selectez un element 3D sau o linie 3D. Îi dau OK. OK. Și să vedem cum o să-mi traseze grinda. Grinda, printre altele, vreau să fie la una din fețe. Desenez aici, pe linia asta. Până în dreptul cât e ea de mare. OK. Trebuie să mă mai uit aici la definiții. O să schimb ceva la partea superioară, să nu fie așa. Așa ați putea face, zic, dacă era un perete de zidărie sub, dar nu, grinda vreau să nu fie așa, ci să-și calculeze așa, fix, 0,25. Acum e mai bine. Și sus completez cu o grindă obișnuită, deci fac eventual dublu clic dreapta pe grindă, înculeg cota, ca să fiu la cota respectivă, deci o să-mi citesc aici cota superioară. Asta e cota superioară. Desenez grinda. O să iau cu dublu clic dreapta grinda asta și schimb acele cote. Cota superioară atât, în jos 0,25. OK. OK. Și mă duc până în stâlp. Acum e mai bine. Desigur, aici trebuie să mă mai uit cum fac, cum rezolv colțul ăla sau mut grinda mai jos. Găsesc o soluție. Pot să o și mut. Asta să o mut mai jos. Și atunci e acordat bine. Și aici pot să mai copiez două, trei bare din scară să le pun în centura asta. Sau să desenez armarea ei, așa cum am făcut și la scară. Ce ar mai rămâne? Să completăm cu niște armături partea asta.
de podest. Și aici, la fel, poți să introduci și o carcasă sau, în fine, mai completez cu niște bare. O să mai fac o secțiune. Asta e podestul. Încă rez o armătură. Da, două armături. O formă pe care o oglindesc. Le fac grupă. Și acum le repartizez. Ok. Aici aleg pasul la 15. Și am completat bucățica asta. Se pare că folosesc fi 10 la scară. N-am de ce să pun aici mai puțin. Deci dacă am să le modific, doar le selectez aici și le pun fi 10. La fel și cu alea de jos. Faptul că l-am prins doar pe alea de jos. O să zic modificare marcă, le se fac click pe marca asta și aptie fi 10 acum. Doar mai e fi 10. Fizice. Ok, și mai facem o secțiune să punem, să armăm și podestul. Deci chiar vă recomand să folosiți repartiția asta în grupă, că de multe ori aveți un set de bare pe care trebuie să le distribuiți. Cam să vă arăt că v-am promis că o arăt și pentru proiectul de beton 4, ce o să fie mai special la el față de ce aveți deja la cadre. Ok, deci două bare și acum repartiție, fac click pe bara asta. Ok. Repartizez pe direcție ortogonală. Dacă am definit într-o secțiune, pe secțiunea cealaltă fac repartizarea. Ok. Aici mai trebuie să punem niște distanțieri, câțiva, 2 pe metru pătrat, niște capre și cam asta e o armare de scară.